那个对对ediție, o ediție aniversară a Festivalului Internațional al Vinului și Vinului, practic cea mai titrată manifestare de acest gen din România până în acest moment, pe care vrâncenii o merită din plin, cei 100.000 de vrânceni care trăiesc din cultura viței de vie și efectiv cetățenii județului Vrancea și de ce nu și cetățenii români. Avem cam tot ce implică o asemenea manifestare de profil. Avem cultură, deci avem paradă cu picioroange, avem parada portului popular, parada tradițională a folclorului vrâncean, avem concurs de vinuri. Eu cred că la finalul celor 4 zile peste 120-130 de mii de oameni vor fi trecut prin această piață a Unirii din Focșani. Dar eu le spun românilor, vrâncenii sunt primitori așa ca întotdeauna de la Ștefan cel Mare încoace și îi așteptăm pe toți românii cu drag la Festivalul Internațional al Viei și Vinului. Aceea, măi, din țăpala limbă, măi!
și avea un gust așa de minunat și îți dădea forță și îți dădea puteri extraordinare. Eti, măi fraților și cugnaților, eu de așa s-a făcut vinul pe ist pământ. Numai că ia câte vinul ista o împrumutat de la oșcioarele cene. Și așa când iei câte un păhăruț, auzi numai ciripituri din prejur, îți pare că numai porumbii zboară pe lângă tine. Dacă vei vă două, trei pahari, eu sunt puternic și voinic ca un leu. Și dacă vei mai mult de un litru, apoi rași ca magari, băi. Dar aici, la Francia, toată lumea știe să bei, pentru că vinul este bun, sănătos și dă vigoare omului. De-aia aici s-au făcut 20 de ani la rând festivalul al vinului și vinurile astea pe care s-au băut aici în Focșani au ajuns încă de anul trecut, știu asta, departe, tocmai prin meleagul Lichinii, tocmai pe Luxemburg și prin câte alte locuri în lume. Îl invit în fața dumneavoastră alături de mine pe domnul președinte al Consiliului Județean Francia, domnul Marian Oprișan, alături de ministrul Agriculturii, domnul Daniel Constantin, președintele Partidului Conservator. Vă bucur că sunt aici între noi, îi aplaudăm cu drag și le spunem bun venit! Bine ați venit, domnule ministru, bine ați venit, domnule președinte! Președinte, acum am venit în fața oamenilor. Bem un șpriț împreună? Bem! Deci bem, domnul președinte, vrea să bea un... Ia uitați ce avem acum. Domnul ministru al agriculturii, nu beau vin de ăsta, eu vreau să vă ofer un vin al meu din Vrancea de aici. Sigur că da, vinul de Vrancea este într-adevăr vinul cel mai bun. Și atunci vă rog, domnule președinte, haideți să dăm cep simbolic acestui butoi cu vin nou, vin de acum. Hai să încercăm cu ăsta, dăm de trei ori în brană. Așa, și acum să curgă vinul, tragem tare de el, așa, vinul roșu, puterea ursului, cel care pentru Crânceni este într-adevăr energie pentru munca bună, pentru tot ceea ce au reușit să facă valoros din vinul nostru. Luați de acolo, rog, haideți să servim, să gustăm o leacă din vinul ăsta roșu, puterea ursului, cel mai bune pentru toți românii, dar și pentru Crânceni, în mod special. Bună seara, oameni buni! Bună seara, dragii mei prieteni! Bună seara, Brânceni! Bună seara tuturor românilor îndrăgostiți de vie, de vin și de cultura viței de vie. Dragii mei prieteni, dragi Brânceni, am venit astăzi seară împreună cu domnul ministru al Agriculturii, Daniel Constantin, împreună cu colegii noștri parlamentari de Franța, care ne-au fost alături în ultimii ani, în războiul pe care l-am dus permanent cu aceia care v-au făcut să sufere. Din fericire aceea, nu mai sunt la putere decât pe jumătate. Acest festival internațional al viei și vinului, care este emblema Franței, care este mândria noastră și care a devenit o emblemă a județului nostru și a comunității noastre. Este o manifestare de referință pentru România. De aceea, în numele vostru, al celor 100.000 de brânceni care munciți și trăiți din cultura viței de vie, dați-mi voie ca în numele administrației județene, în numele guvernului Victor Ponta, să vă mulțumesc pentru toată munca și sacrificiile voastre. Guvernele trecute i-au făcut pe viticultori să sufere. Eu, astăzi, în Piața Unirii din Focșani, sub prestație de jurământ cu vrâncenii și cu viticultorii, vă spun că voi face, împreună cu ministrul Agriculturii, împreună cu guvernul Victor Ponta,
tot ceea ce stă în puterile noastre ca viața viticultorilor să devină una mai bună. De aceea, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți aici, în această piață. Vreau să le mulțumesc colaboratorilor mei apropiați. Vreau să-i mulțumesc doamnei secretar general Raluca Dan, secretarul județului Vrancea. Vreau să mulțumesc tuturor prietenilor noștri care au participat la organizarea acestui festival. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care vor fi prezenți aici în zilele următoare. Vreau să-i mulțumesc domnului ministru al Agriculturii, Daniel Constantin. Vreau să le mulțumesc prietenilor mei, Miron Mitrea, Petru Filip, Ciprian Nica, Gelu Tâlvăr, Nini Săpunaru și toți ceilalți care în permanență au fost aproape de noi și ne-au sprijinit în toate acțiunile pe care Vrancea le-a avut de realizat și în toate proiectele pe care noi le-am realizat. Și am să vă spun doar atât, astăzi seara aici, mulțumesc tuturor vrâncenilor pentru participarea la Festivalul Internațional al Viei și Vinului și vă asigur că nu mă voi împiedica de niciun cârcotaș atunci când este vorba de voi, de familiile voastre, de modul în care voi hotărâți să trăiți împreună cu mine în acest județ, în acest județ care va deveni Vrancea puternică, pentru că vrâncenii sunt oameni mândri, sunt oameni puternici și știu să respecte și să sprijine Guvernul României, dar la rândul lor așteaptă să fie respectați, pentru că știu foarte bine ce sunt în stare să facă pentru țara noastră și pentru generațiile care vor veni. Dragii mei vrânceni, vă mulțumesc! Vreau să vă felicit în mod public pentru modalitatea în care de 20 de ani înțeleg că organizați acest festival. Mă bucur că în acest an am ocazia să fiu alături de dumneavoastră, să ne bucurăm de recolta din acest an. Până la urmă, acesta este cel mai important lucru care îl sărbătorim în această seară. N-aș fi vrut să vă spun foarte multe lucruri, pentru că înțeleg că e o seară de sărbătoare, o seară în care dumneavoastră trebuie să vă bucurați și de spectacolele care v-au fost pregătite și de minunile pe care Dumnezeu ni le-a oferit și în acest an, chiar dacă a fost un an secetos, producția de vie poate că n-a fost la nivelul anului trecut, ceva mai mică, dar toată lumea știe, într-un an secetos, calitatea este mult mai mare și trebuie să ne bucurăm cu toții și în această seară de o calitate a viei și a vinului din ce în ce mai bun. Vreau să vă bucurați, eu să mă bucur alături de dumneavoastră în această seară și vă mulțumesc încă o dată, îmi face deosebită plăcere că sunt astăzi în mijlocul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc domnului ministru al Agriculturii, Daniel Constantin, și cu alte cuvinte, domnul ministru vrea să spună că în urma unei întrevederi pe care o să o avem probabil luna viitoare cu toți producătorii de vin din România, o să ne sprijine să facem un proiect, să obținem bani europeni pentru promovarea vinurilor din Vrancea și din România în toată lumea. Trebuie făcut acest lucru, iar un guvern serios așa se comportă cu produsele românești. Pentru cei care s-au întrebat ce caută elevii în această piață, vreau să le spun răspicat un singur lucru. Elevii, bunicii, părinții, toți vrâncenii trebuie să participe la reușita acestei manifestări care este a noastră, a vrâncenilor. Vă doresc distracție plăcută! Cu caracter permanent, generațiilor care vor veni. Zdrejne, măi. Ai împlinit 100 neone? Pare bine să vă cunosc. Să întâi, să fii sănătos. Mulți înainte, Doamne ajută să fii sănătos. Să fii sănătos. Bucur că sunteți foarte activ.
un pic de loc și... Și dă și pahare de roz. Are toată lumea? Miros interesant, excepțional. De la butoiul de lemn. Da. Și cabernet. Da, și foarte rece, bravo. Mulțumesc. Da, foarte bun. Ce cașcavalul vestit de Negrinești. Cașcaval a fost de la mine din colegi. Și o țuică. Da, de la mine. Da, da, da. Serviți, vă rog, și o țuică de prună. Produs tradițional? Tradițional. Înregistrat? Din păcate, nu. Nu încă. Nu. Nu încă. Vezi cum ai făcut asta, să-mi dai și mie să pun și eu una la ramă. Nu este înregistrat. Domnul ministru, domnul președinte, trebuie să faci o țuică de Negrinești. Toată zona aia face cașcavalul de la Negrinești. O manifestare tradițională, deci se numește boteitul. Funcționează de la Negrinești, Negrinești. Negrinești, Negrinești. Se puște și ele. Da, domnule. Domnul ministru. Domnul ministru. Da, puteți. Bine, mulțumesc.